Actuala regională începe, doamnelor și domnilor, sunt Grația Moldovan. TIFF 2021 înseamnă, așa pe scurt, maraton de cinema românesc, record de filme în premieră mondială. Filmul românesc este Regina Balului, 45 de lungmetraje și 13 scurtmetraje. Multe, multe surprize. Doi invitați de marcă care ne vor ajuta să înțelegem fenomenul TIFF 2021. Vă salut, domnilor! Ion Indoleană, regizor, și Mihai Chirilov, director artistic TIFF. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți la Actuala Regional. Încep cu Mihai, pentru că TIFF 2021 e cam pe bogăția anul acesta. Nu că în trecut nu ar fi arătat la fel de bine, dar acum chiar ați depășit orice limită a bunului simț, ca să glumim așa. E chiar pe bogăție. Te rog. Este pe bogăție. E pe bogăție de film românesc. Sigur, ne-am fi dorit poate mai mult. TIFF-ul a proiectat în trecut mai multe filme în totalitate, să-i spunem, dar mai avem câteva obstacole, nu ne putem întinde chiar atât de mult ca în vremurile bune, mai avem niște hopuri, dar dată fiind experiența de anul trecut, când TIFF-ul a fost organizat în plină pandemie, unul dintre puținele, singurul festival european care a reușit să ducă la capăt o ediție fizică, avem toate motivele să sperăm la o ediție reușită și în acest an, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere artistic, sigur, publicul decide. Noi ne-am făcut treaba, am văzut foarte multe filme împreună cu echipa mea de selecție. Într-adevăr, a fost un paradox într-un an în care n-au existat bani pentru film, într-un an în care industria a șchiopătat, într-un an în care artiștii au stat acasă, Dumnezeu știe din ce au trăit. TIFF-ul a primit foarte multe filme pentru preselecție și, mă rog, fideli misiunii festivalului de a promova filmul românesc, am decis că cinematografia autohtonă, după un an major de criză, are nevoie de o expunere pe măsură. Am văzut foarte multe filme de ficțiune, filme documentar, lungmetraj, scurtmetraj, făcut cu bani de la stat, în regim independent. Oamenii, probabil, în pandemie, n-au avut stare, au lucrat. Iar în acest an am primit foarte multe filme românești, de unde și acest record de titluri, multe dintre ele în premieră mondială. Sperăm majoritatea autorilor, actorilor, producătorilor, regizorilor să fie la Cluj, să ne bucurăm cu toții ca în vremurile bune. Un regizor foarte bun este alături de noi în această seară. Îl salutăm, Ion Indolean, care trebuie să ne spună dacă a muncit în această perioadă și cu siguranță a făcut-o. Ce înseamnă pentru el acum TIFF 2021? Cu ce se prezintă? Da, eu mă prezint datorită sau mulțumită lui Mihai, nu selecție lui Mihai, cu filmul Tony și prietenii săi, un film de lungmetraj, filmat integral la Cluj, montat, produs, preprodus, postprodus la Cluj. Pe lângă asta, cred că selecția asta este surprinzător de bogată, sau poate nu surprinzător, cum zicea și Mihai, dar este fericit de bogată și vedem foarte multe, cred că o să vedem foarte multe genuri, curente, direcții noi, adică cumva noul cinema românesc a promovat o anumită direcție de cinema poate minimalist, acum o să fie o ramificație de curente în cinematograful românesc. În ceea ce mă privește, da, am lucrat în perioada asta în pandemie, am încercat să mă țin ocupat. Tocmai acum vin de la niște filmări pentru un film documentar. Dar sunt curios, cum e să faci un film integral la Cluj? Suntem la Cluj acum și poate am fi curioși să vedem, e ușor, e greu? Ai avut de ce să te folosești aici? Am avut, sigur, avem, să știți că se dezvoltă o industrie locală și aici. Și asta datorită TIFF-ului, sau poate mai ales datorită TIFF-ului. Cred că asta și, e, da? Da. Și am avut, cred că e ușor să faci film atunci când lucrezi cu oameni pe care îi apreciezi. Bun, Ion, ai fost premiat la TIFF și revii în calitate de regizor care vrea poate din nou să fie premiat. Cum a fost atunci și ce simți acum cu acest film al tău pe care l-ai produs integral la Cluj? Atunci cred că a fost o emoție imensă, fiind la primul meu festival cu un film, eu începând ca critic de film, a fost o emoție imensă pe care eu datorez și lui Mihai,
pentru că el cumva cred că s-a bucurat nu când a văzut un film, mai ales fiind făcut la Cluj. Acum cum poate vin cu un pic de mai multă experiență, dar cu aceeași emoție și plăcere de a reveni la TIFF de oricâte ori am ocazia. Amintesc și eu telespectatorilor că acest Festival Internațional de Film Transilvania se desfășoară și este la 20-a ediție, se desfășoară de la 23 iulie până pe 1 august la Cluj-Napoca, e bine de știut. Și acum ridic mingea la fineu lui Mihai, pentru că vorbim de trei filme care reprezintă România la Cannes, care vor fi văzute în premieră la TIFF 2021. Mi se pare un lucru extraordinar. Mihai, ce înseamnă că putem vedea un film posibil câștigător la Cannes înainte îl vedem la TIFF 2021 la Cluj-Napoca? Nu e prima oară când se întâmplă și, în mod clar, este un privilegiu, e un cadou pentru publicul clujan. Publicul clujan, publicul de TIFF, e un public extraordinar care merită, să spun, această întâietate. Există și această plasare foarte strategică. Festivalul de la Cannes se întâmplă de regulă cu o săptămână, două înainte de TIFF și dacă există filme românești la Cannes, de cele mai multe ori s-a întâmplat ca ele să vină direct la TIFF și implicit să se vadă pentru prima oară la Cluj. Și sunt foarte fericit să salut revenirea la TIFF în acest an al lui Radu Muntean, un prieten vechi al festivalului, prezent cu toate filmele la TIFF, câștigător cu unul dintre primele lui filme, Furia, care a concurat în competiția TIFF-ului chiar la a doua ediție din 2003. Radu a semnat campania de imagine pentru mai multe ediții ale festivalului. Noul său film, Între Galde, e un film cu cârlig la public, îndrăznesc să-i spun, pentru că are niște accente de thriller. Sigur, nu vă gândiți acum la un film comercial, dar este un film prietenos cu publicul, este un film care funcționează pe mai multe nivele, cu niște actori extraordinari, cu o poveste foarte tensionată, repet, se urmărește ca un Te voi întreba spre finalul intervenției despre publicul clujan la TIFF 2021 și publicul românesc în general, amator de filme, dar nu vreau să trec peste, sigur, timpul ne grăbește și atunci vreau să vorbim cât mai multe lucruri. Aș vrea să te întreb țintit acum despre cele 13 premiere, să spunem, mondiale. Eu pot să spun una din ele, Căutătorul de vânt de Mihai Sofronea sau În mijlocul meu Vocea de Andra Hera. Ce înseamnă aceste premiere mondiale, 13 la număr, la TIFF 2021, ca și greutatea acestui festival, dar și pentru publicul doritor de ceva nou, de un pachet pe care să-l desfacă atunci la voi, la TIFF 2021? E extraordinar ca un film să se poată vedea pentru prima oară în țara în care a fost făcut. Mi se pare extraordinar, din nou, că publicul din Cluj va avea ocazia să vadă nu doar Căutătorul de vânt, care este filmul de debut al unui autor foarte talentat, Mihai Sofronea, sau filmul complet Necunoscuți, despre care am mai vorbit, din nou un film de debut al unui actor, Octavian Strunilă, care în plus este primul remake românesc la o comedie italiană care a fost refăcută în mai multe limbi, în mai multe țări, iată, ajunge să fie refăcut și în România cu un casting extraordinar. Sunt convins că va fi succesul de public al anului. Majoritatea actorilor echipei va fi la Cluj și mă bucur să le urez bun venit și că au ales să proiecteze, să arate filmul pentru prima oară la TIFF. Din nou, amintesc documentarul România sălbatică, un soi de, am zis mai devreme, la un moment dat, că e un soi de continuare a României neîmblânzită. Nu este o continuare, este un film care funcționează ca un pandant, ca un companion. Este un documentar la care cei doi autori au lucrat de aproape 9 ani. Este un film despre natura din România, un film preocupat de mediu, un film care arată extraordinar și care sunt convins că va avea și el un succes de public, un succes de box office. Există și sunt convins că multe dintre filmele care se vor vedea la TIFF în premieră mondială vor avea o carieră ulterioară în festivalurile internaționale. Chiar ieri, la Actualul Regional, vorbeam tot
despre film și invitam telespectatorii Actual Regional TVR Cluj să meargă la Cinema Victoria, filmul Berliner, care se află și el la TIFF 2021. Chiar cu regizorul vorbeam și vorbeam puțin de această industrie și mă duc către Ion, regizor și el, care poate să ne spună dacă vorbim de o industrie în adevăratul sens al cuvântului în România, adică cu un film care să câștige în România, să câștige în afară, să vândă la public, să prindă și efectiv spectatorul să-și dorească să vadă cu adevărat filmul românesc și să-l guste, să-l caute. Ce părere ai? Da, da, o întrebare destul de delicată. Nu știu dacă avem deocamdată o industrie așa cum o vedem în Occident, nu știu, în țările mai bogate sau, bine, exemplu american, nu putem lua în seamă că e alt sistem, dar cred că față de acum 10 ani, 15 ani, începem să avem o industrie prin faptul că se ramifică, cum ziceam, genurile de film care se fac în România și câteva au prins deja, adică și-au scos bani, au făcut profit efectiv sau strict din bilete, ceea ce înseamnă deja că putem vorbi despre începuturile unei industrii sănătoase de film. Adică în ideea în care unele filme sunt făcute poate pentru artă, nu? Și unele filme sunt făcute pentru câștig, pentru profit. Și atunci industria ajunge să devină în momentul în care avem ramificarea asta de care spuneam sau de care vorbeam. Mihai, tu discuți foarte mult cu regizorii, ei vin la tine, doresc să fie promovați. Cum îi simți? Cumva supărați pe ceea ce se întâmplă în țară? Faptul că cumva filmul românesc suferă, nu, această industrie nu este sprijinită așa cum ar trebui, deși avem regizori talentați, actori talentați, dovadă stau premiile câștigate în afară. E întotdeauna o problemă, niciodată nu sunt bani suficienți pentru cinematografie. Cinematografia a adus cele mai multe galoane României și recunoaștere pe plan internațional și cumva cinematografia este cel mai văduvită în momentul în care vine vorba de finanțări, în momentul în care vine vorba de sprijin de la stat. Nu mai vorbim de ce s-a întâmplat în perioada pandemiei. Am spus de la bun început că nu a existat absolut nicio mână întinsă în direcția artiștilor și oamenilor de film. Da, regizorii au toate motivele să fie supărați. Pe de altă parte, mi se pare că regizorii adevărați, care arde pasiunea de a face film, în momentul în care nu primesc un ajutor, îl caută în altă parte. Ion, cred că poate să ne vorbească despre ce înseamnă să faci un film independent. Chiar ce înseamnă să ceri ajutor? Cum îl ceri și către cine te îndrepți, Ion? Da, foarte bună pasă dată de Mihai către tine pe această speță. Da, există varianta CNC, Centrul Național Cinematografiei, de unde se pot lua bani. Dacă nu e de acolo, sigur, poți să-l faci cu banii tăi sau cu prietenii cu care ai mai lucrat, cu care, de-aia zic, film făcut cu prietenii, asta am făcut eu, film independent. Există tot timpul căi de a face un film, dacă îți dorești cu adevărat, cum zicea și Mihai. Adică da, filmul tău este Tony și prietenii tăi. Cumva ai făcut cu prietenii sub toate formele, și financiar, și în colaborare, jucând. Exact, exact, exact. Așa a fost și mă bucur că l-am făcut așa și că l-am făcut. Asta zic, dar cred că se ramifică sursele de finanțare, poți lua finanțare de la stat, poți să găsești finanțare din surse private dacă le cauți foarte bine, nu? Și atunci banii sunt o problemă, dar nu cred că sunt cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă ar fi poate creativitatea, pasiunea, nu? Adică în zona asta trebuie să investim energie. Nu neapărat să facem doar rost de bani. Bun, Mihai, te rog să ne spui, revenim la TIFF 2021, îl tizuim aici la Actual Regional pentru ca să aibă cât mai multă culoare cu ceea ce încercăm noi să facem, prezentându-vă pe voi și voi spunând ce surpriză aveți pentru telespectatorii care ne urmăresc. Care va fi invitatul special, eu știu care, te las pe tine să ne spui, al TIFF 2021 și de ce el și ce aduce el pentru TIFF 2021 și pentru Cluj și pentru România? Înainte de a spune cine este invitatul special, pentru că tot am început cu filmul românesc, vreau să mai menționez un singur lucru. După multă vreme la Cluj se vor vedea în competiția internațională de această dată, rezervată de regizorilor aflați la primul sau al doilea film
două filme românești, face parte tot din această misiune a TIFF-ului de a promova filmul românesc. E vorba despre două filme foarte intense, extraordinare, Câmp de Maci de Eugen Jebeleanu și Neidentificat, Bogdan George Apetri, subiecte foarte actuale, unul dintre ele este inspirat chiar de un caz real. Vă invit să le vedeți în premieră în România. Invitatul special de la această ediție are și nu are legătură cu filmul. Este vorba despre coreograful de origine ucraineană, Sergei Polunin. Am vorbit despre el, biletele la cele două evenimente dedicate lui Polunin au fost puse în vânzare și merg foarte, foarte bine, sunt spre epuizare. E vorba de o proiecție cu un documentar despre viața, cariera, isprăvile lui, care se cheamă Dancer, și un spectacol extraordinar la Bonțida, la Castelul Banfi, joi 29 iunie, unde Polunin va interpreta live un spectacol. Bun, arta dansului se combină foarte bine cu arta filmului, probabil de asta el este prezent pentru emoția pe care o transmite. Da, te rog. El a jucat și în filme, există o legătură, nu ne-am transformat peste noapte în festival de dans sau de balet. La TIFF artele cumva se întrepătrund și mă bucur că un invitat de talia lui vine pentru prima oară în România. Dar un balet al multelor filme de calitate există la TIFF 2021, fără doar și poate, cu actori și regizori tineri. Iar este un punct pe care vreau să-l atacăm acum. Șansa pe care o primesc acești tineri actori și regizori la TIFF 2021, mă duc către Ion să-l întreb ce înseamnă pentru el acum avantajul de a fi primit cândva și chiar premiat, acum reprimit și mai cu seamă mai târziu foarte lăudat, ca să rămâi în zona modestiei. Sigur și pentru Mihai aceeași întrebare, ce regăsim la TIFF 2021 ca tineri actori și regizori? Te rog, Ion. Eu atât aș vrea să spun. Cred că TIFF-ul e festivalul care m-a format. Adică am mai spus asta și la primul meu film, într-un interviu. Fără TIFF, cred că aș fi avut altă meserie și asta e, cred că, cel mai mare elogiu, nu, pe care îl pot da eu și pe care TIFF-ul ar putea primi din partea mea. Pentru că este evenimentul care, într-un fel sau altul, mi-a modelat cariera, viața, existența. Și acum mă las pe Mihai să zică. Da, și acel șut în fund a contat foarte mult și s-a văzut unde ai ajuns acum. Dovadă că și Mihai te-a lăudat încă de la început. Îți mulțumesc, Ion. Ultimul cuvânt îl are Mihai, urându-i de pe acum succes cu acest TIFF 2021. Sigur, mă întorc pentru ediția aniversară, ediția cu numărul 20, acum 19 ediții când am început. Sigur, ne-ar fi fost poate mai simplu să facem un festival în care să aducem Spider-Man, totul despre sex, știu eu, filme comerciale sau filme de artă făcute de regizori super cunoscuți. TIFF-ul însă a mizat de la bun început pe o competiție dedicată regizorilor tineri, aflați la primul sau al doilea film, deci s-a poziționat din start interesat să promoveze talentele tinere, vocile tinere, producători, actori, regizori tineri. TIFF-ul este o pepinieră care nu de puține ori a lansat regizori care ulterior au ajuns să câștige un Oscar și mi se pare extraordinar că și mulțumesc lui Ion că datorează, pentru cuvintele astea foarte mișto, că datorează TIFF-ului ceea ce face astăzi. Într-adevăr, e un compliment extraordinar. El a zis că e la televizor de asta. Facem o glumă. Nu, că mi-o zice și nu o spune doar pentru că e la televizor. Urmare a acestei sinergii extraordinare care se întâmplă la Cluj și acestei mulțimi de oameni din industrie, interesul oamenilor care poate se află la o răscruce, interesați de artă, cultură, film, dar poate că ar urma o altă meserie mai bănoasă sau mai știu eu cum. Te-aș putea asculta, Mihai, foarte mult. Mult film la Cluj ne-a făcut ca acum câțiva ani să lansăm o competiție locală, o competiție dedicată regizorilor locali, care crește foarte mult, a căpătat o mare aploare pentru că există din ce în ce mai mulți tineri, oameni care de foarte multe ori cu bani la ei din buzunar și cu prieteni fac film. Și mulți dintre ei au început așa și au ajuns ulterior în festivaluri internaționale. Mulțumesc foarte mult! Ești cunoscător, ești motivant pentru noi, te-am ascultat foarte mult, dar timpul nu ne mai oferă acest răgaz. Mulțumesc foarte mult!
dar asta este. Da, mulțumesc invitațiilor mei foarte mult, Ion Indolean, regizor, și Mihai Kirilov, director artistic TIFF. TIFF-ul este la înălțime și în acest an 2021. Să mergem să vedem aceste filme minunate. Mihai ne-a făcut o prezentare și cu siguranță va stârni și dumneavoastră interesul. Mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Sunt Grația Moldovan. Să auzim de bine.